În sfârșit, o veste bună, definitivă, că avem două bune. Una am prezentat-o săptămâna trecută, dar e pe jumătate bună. Acum avem una bună pentru tinerii din cartierul Tătăraș, cei care așteaptă acolo să vină energia electrică. A avut loc licitația pentru rețele de alimentare cu energie electrică și luminat cartier, locuințe pentru tineri, zona Tătăraș, municipiul Suceava. Au fost depuse un număr de 8 oferte. În final a fost declarată câștigătoare oferta celor de la Elco Electroconstrucția Iași pentru suma de 1.048.453,53 lei. Ultima zi de posibilitate de contestare acestei licitații a fost ieri. N-a fost contestată licitația. Ca atare, în cursul zilei de ieri, a însemnat contractul cu Electroconstrucția Elco Iași. Asta înseamnă că firma câștigătoare poate demara de acum lucrările de alimentare cu energie electrică, racordarea locuințelor la curentul electric și asigurarea infrastructurii pentru iluminat stradal. Utilitatea este foarte importantă, mai ales în contextul în care mulți tineri au început deja construcția de case pe terenurile obținute gratuit de la primărie prin legea 15 din 2001. Pe de altă parte, cu toate că și în cazul licitației pentru drumuri și parcări există un câștigător, mai exact Flor Construct, aici există și o notificare din partea Autotehnorom. Notificarea este un pas premergător contestației. Deci un contract cert pentru cei din tinerii din zona Tătăraș, cartierul Europa, care au case în construcție acolo și sperăm să fie una bună și pentru străzi și drumuri, în măsura în care se oprește doar la notificare și nu se merge mai departe cu contestația.